în Republica Moldova. Mai bine acasă. Putem să tratăm asta ca o revenire? Da. 100.000 de euro. Noi locuiam într-un sarai mic și cum am câștigat X Factor, le-am dat la părinți banii, adică ei, de fapt, eu la că era minoră și am zis că casa. X Factor. Talentul avem oricum, nu schimbai părul și îmi vine vocea. Du-te de acolo. Contractul tău s-a terminat. Eu mă simțeam foarte prost. Cu mine puteai să faci așa de multe chestii. Mine, pur și simplu, nu a vrut să se bage timp și o lecuță că de răbdare. Pentru că eram un copil. Dacă ne explicai niște lucruri, eu putem să le înțeleg. Dar pe mine mă lăsau așa, din capul meu. Am făcut niște chestii de care nu mi-am dat seama pe la 16-17 ani. Olga Verbițchi își schimbă numele. Olga, Olea, Olivia, Oliva, Liv. Țeanu, Iuliana Beregoi și Andreea Băstănic. Wow. I don't know, should I? Venite la cu mine. Doamnelor, domnilor, în această săptămână invitata noastră specială este interpreta Olga Verbițchi. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ce faci, Olga? Bine, pe aici, pe acolo. În Republica Moldova. Da, la moment sunt acasă deja de aproape un an. În caz că n-ați știut. Putem să tratăm asta ca o revenire? Da, probabil. Nu știu. Eu singur nu știu încă și vreau. Dar știu că mă sunt bine aici deja de mult timp. Nicăieri nu mai bine ca acasă. Eu fiind, mereu am fost persoană. Adică până la 18 ani am trăit aici și cum am făcut 18 ani, primul meu gând era să plec mai repede. Nu mai suportam locul ăsta, oamenii. Și m-am dus pe 3 ani, am fost plecată, m-am întors înapoi și am zis mai bine acasă. Da, și voiam cumva să te întreb următoarea întrebare. Știu că acum un an ai oferit un interviu și menționai că în România te simți cel mai bine. Da, mă simțeam. Și acum Republica Moldova. Da, acum Moldova este locușorul meu. De fapt, mereu a fost locul meu de suflet. Și părinții, familia toată, prietenii mei apropiați pe care i-am, sau pe care, cu care am rămas, de fapt, așa să zic, în final. Apropo despre prieteni. Noi toți avem și sunt perioade când îi pierdem pe drum. Da, eu nu cred că pierdem vreodată oameni. Eu cred că ei singuri se curăță. Eu pot să spun ferm convins că oamenii pe care eu credem că i-am pierdut, dacă stau să mă gândesc acum la ei, se văd unde sunt ei sau unde sunt eu sau să aflu cum a fost ei în atitudinea lor față de mine, pot să zic că eu n-am pierdut nimic. Eu m-am curățat și sunt foarte mândră de asta. Ai prieteni din copilărie? Din copilărie, da. Da, am doi. O fată și un băiat. Ei, la moment, cum te vei pe tine? Sunt prieteni. Pentru că știu că ai avut și valul ăsta cumva, acum, cum sunt ei? Acum sunt ok. Clar că am avut momente grele în prietenie, momente în care poate n-am vorbit cu Ani, dar ne-am revenit și suntem iarăși uniți. Suntem ok. Anume ei doi din copilărie. Restul din copilărie nici nu mi-aduc aminte cu cine mai prieteni eu, sincer. Atunci când stabileam cumva data pentru filmări, menționai gen hai azi că mâine sunt la lucru. Da. Tu lucrezi acum? Da, lucrez. Ce lucrezi? Sunt deja a patra lună în domeniul ăsta, să zic așa mai serios. Lucrez într-o companie americană, sunt travel advisor, gen vând bilete de avion pentru oameni din US sau Europa. Și cam asta e. De ce seara? 19. Pentru că când la noi e seara, în America e ziua. Și gen, eu trebuie să sun oamenii ăștia, să vorbesc cu ei pe telefon și practic eu îi sun dimineața când la noi e seara. Dacă îi sun când la noi e dimineața, bă... Nu, eu știu că sunt foarte multe, nu știu, meserii, joburi care cumva activitatea se începe bine nopțile, da. Cumva. Dar mie mi-e comod așa să lucrez seara. Lucrez de la 7-8 seara până la 3-4 dimineața, which is ok. Eu oricum, chiar dacă nu lucrez, tot mă culc la 4-5 dimineața, deci iarăși e ok. Nu mă încurc absolut deloc cu muncă. La fel atunci când ți-am menționat sau am scris adresa unde noi ne aflăm cu sediu pentru podcast, cumva am menționat-o, noi ne aflăm la Cicani. Și tu ai reacționat cumva, nu știu, o, clasna. Da. Ce înseamnă pentru tine Cicani? Ciocana e sectorul în care m-am născut și am crescut. Bine, m-am născut în spital, la Botanica, nu contează asta, dar gen, asta e sectorul meu, unde am crescut, știu tot aici, toți oamenii pe care știu, mitică de aici. Noi cumva ne-am mutat când aveam 11 ani la casă pe pământ, în suburbie, la Cruzești, care tot e parte din Ciocana, că e la 10 minute,
Dar eu tot aici m-am întors, adică eu apartament tot aici mi l-am luat și tot aici stau. Adică e locul meu, e safe place. Știu că aveai și activități atunci când porniți cumva drumul tău, da, muzică, activai cumva tot aici la Ciocana. Da, tot de aici a început tot, centrul corect. System Bro, da? Da, despre el este vorba. Eu am să mă opresc, dar foarte, foarte puțin la concursul X-Factor, pentru okay. că despre X-Factor s-a vorbit și s-a restrăvorbit cu vorba ce, deja nu știu, nu mai știu ce am putea să vorbim despre concursul ăsta. Tu, la un moment dat, cumva ai fost nevoită să renunți la, sau mai bine zis, ți s-au propus un nou look, da? Mm-hmm. Să renunți, gen, stunzi pe... Încă sufăr. În opinia ta era atât de necesară schimbarea asta? Nu cred că era necesară schimbarea asta deloc, anume atât de radicală, dar o prins. Deci pot să zic că o prins. Deci fără ea cumva nu era posibil asta? Bă, da, era posibil, pentru că oricum am câștigat datorită mie și datorită, nu știu, nu că anume datorită mie, că talentul avem oricum, nu schimbai părul și îmi vine vocea, diferent de orice, dar o prins cumva ca un plus, adică cu siguranță cei de la X Factor au vrut că eu să câștig, pentru că au avut încredere în mine și în talentul meu și s-au gândit că mai des să facem ceva ca să fim siguri 100% că eu câștig. Și ne-au stricat alea cu viața, de tot normal. Bine, dacă ne întoarcem peste ani, tu ești de opinia că schimbarea asta totuși nu era atât de importantă sau necesară? Nu chiar. Crezi că era oricum să câștigi acest concurs și cu... Eu cred că dacă mi-a fost dat să câștig concursul ăsta, îl câștigam și fără păr în cap și cu lare. Căciul și fără căciul. Exact. Nu exista problema în asta. Anul 2016, campi la final, Olga Verbițchi, știre, peste știre, nu era cumva, zica, feed-ul, da, feed-ul să nu fie plin cu știri despre Olga Verbițchi. Și acum au trecut deja ani de atunci. Cum ai primit tu toată chestia asta pe atunci? Iată, dacă e să stai cumva să te gândești acum peste ani. Pentru că atunci cumva era valul ăsta, știi? Și bine, nu puteai să-ți oferi un răspuns încă, dar acum, în opinia ta, cum ai primit toată treaba asta? Am foarte multe regrete legate de întreaga perioadă 2016-2022, chiar să zic. Că asta e 2022, e fix primul an în care eu am realizat tot ce s-a întâmplat până acum. Eu ne-a luat foarte mult să-mi dau seama și s-a întâmplat cu viața mea. Am luat-o foarte straniu. Stai seama, eu niciodată nu văzusem atât de mulți oameni în primul rând în jurul meu. Foarte mulți oameni și pus apară de pistite, de toate felurile. Eu fiind mic, aveam 15 ani. Da, abia am prins. 15 jumate aveam. Pentru mine era foarte, nu știu, eram super excited. Oh my god, wow, am foarte mulți prieteni. Doamne, toată lumea mă iubește. Când, de fapt, foarte mulți oameni din jurul meu erau șerpi care cu prima ocazie așteptau să mă vândă pe doi bani acolo. Și au fost cazuri, din păcate, dar asta m-a învățat. M-a învățat foarte multe chestii. M-a dat cu depresie gravă pe atunci. Eram la școală, era foarte greu pentru mine, pentru că eu mă simțeam om normal, om simplu, dar pe mine oamenii mă fășeau să cred cum că eu... Cum catalogau fiind... Mă catalogau foarte mult și foarte des. Și așa mie nu-mi plășea, pentru că pentru mine era ok. Băi, da, asta e drumul meu în viață, de exemplu. Eu am câștigat concursul ăsta, acum m-am întors la școală, hai să ne comportăm normal, ai nevoie de ceva, te ajut, vrei să-mi prieteni, ok, I'm not a bad person. Don't think about that. Dar ce nu a fost așa? Nu știu, pot să zic clar că am căzut în capcana asta oamenilor și a răutății și m-am mâncat. Noi putem cataloga victoria de la X Factor fiind pentru tine un regret acum în 2022? Nu regret, dar numai faptul că am câștigat și că am cântat și că am avut ocazia să mă aflu pe scena aia și să fac ceea ce îmi place și să mai mult planeta asta gen să cânt, dar regret consecințele pe care mi le-au dus anume în viața personală sau în viața morală, să zic așa. Pentru că totul era perfect, pe plan muzical, pe plan de carieră, pe plan de câștig, dar moral m-a distrus complet. Și asta cred că se vede. Olga, tu ai timp să urmărești breaking news-urile despre tine, tot ce se scrie, tot ce se vorbește? Și da, și nu, depinde. Văd știrile care apar, dar eu nu prea, dacă sunt rele, nu mă las afectată, pentru că this is not my job. Eu sunt eu și cine nu știe asta îmi pare rău pentru ei. Ok, ca eu să înțeleg și ca noi toți să înțelegem, imunitate deja e suficientă? Da, normal, ca să... 100%. Am imunitate nu doar din cauza, nu doar pe planul ăsta de carieră, am imunitate în general în viață cu oamenii, pentru că
pe mine foarte mult m-a ajutat, anume problemele astea și greutățile astea care îmi veneau de la oameni. Că cu muzica tot a fost ok mereu. Everything was good. Dar oamenii, anume, oamenii sunt foarte răi. Gen, eu nu știam că există așa ceva. Eu când eram mică, eu credeam că toți oamenii sunt buni și noi suntem planeta asta, toți suntem niște prinți și prințese și noi suntem super ok și oh, I love you too. Ok. Dar eu când am văzut cum sunt oamenii și că și mai apropiați oameni care îți promit marea și sarea, poți fi oamenii care te amu, zic, nu cred. Nu cred așa ceva, nu vreau, nu accept. Și până la urmă am acceptat și am imunitate la orice. Poți să vii în fața mea să-mi spui tu e atât și tu crezi rău despre mine și să mă numești în tot felul, pe mine nu mă interesează. Te-ai descărcat, eu poți duci acasă. Pe mine nu m-ai afectat nici cum, eu am bariere până la final la chestiile astea. Nu există. Apropo, ai prieteni de la X Factor care cumva mențineți o comunicare? Te-ai împrietenit. Acolo cumva miza este că aș de zasibea, cum se zice la noi? În final, da, eu am înțeles că aș de zasibea era. Fățărnicia cumva 100% la cel mai înalt nivel. Serios? Da, dar asta poți să observi chiar dacă te-ai la interviurile noastre din momentul concursului. Puteai să vedea cum eu mă atașam față de oameni și cum am stat așa față de mine. Tot era foarte clar arătat la televizor și nu știi, cunoaște. Și ne poate să vadă, își dă seama. Adică e foarte simplu. Eu mi-aduc aminte pe atunci, pe la finele anului și pe la final de concurs, cumva mai și participanții spuneau plângășioasă și este da, eu eram foarte sensibilă. Și acum am momente, bine, nu, mint, n-am momente la modul ăsta, dar atunci, în perioada aceea, eu eram foarte... Pentru că eu foarte mult timp am ținut în mine emoții, gen, toată viața mea, practic. Mm-hmm. Eu nu prea mă exprimam. Dar ce te face pe tine cumva, nu știu, gen, să te emoționezi atât de mult? Probabil... Dar toată ideea, în general, că asta e real. Că asta e și se întâmplă deci, real. Deci ce vedeam noi cumva spune. După, sau pe ecran, după culise, era un pic altfel, cumva. Probabil, dar eu plângeam și de fericire, nu numai de tristețe. Eu puteam să plâng că am cântat scenă și mă duceam și plângeam, zic, wow, eu am cântat și am mai vrut să plâng. Pentru că așa mă descărcam, pentru că eu nu realizam ce se întâmplă. Eu ieșeam pe scenă, eu cântam, eu plecam, ei ne spuneau cuvinte și eu mă duceam și mă gândeam, băi, și chiar amuia am fost pe scenă la X-Factor și am cântat. Eu nu-mi vine să cred, eu eram, puteam foarte mult în perioada așa. Uite, se speculează cumva cu oamenii, inclusiv și la alte emisiuni care le face Antena, cumva în sală sunt plătiți, da? Pentru ca să bată din palme, să aplauze, da, să aplaude. Pentru X Factor, pentru concurs, inclusiv semifinale, finale, cum era reacția asta? Într-adevăr, este așa cum e pe ecran? Sau eu consider divers? Că, eu nu știu de alți oameni, dar eu consider că la momentele mele reacțiile erau reale, pentru că eu puteam să-mi dea în scenă toată căldura asta pe care mi-o transmitea oamenii din public. Adică... Deci cumva nu era o comandă... Da. Nu, la ei n-am văzut. Anume, la momentele mele n-am să-ți știu vreo comandă. Adică să simțea clar că oamenii erau... Eu îi vedeam de pe scenă, eu vedeam cum oamenii reacționau la mine. Victoria propriu-zis concursului X Factor a fost suma de 100.000 de euro. Și un contract. Mm. Uite, despre contractul ăsta atât de mult s-a vorbit și s-a speculat și inclusiv, apropo, cumva și eu cel care sunt și din presă, dar și un pic de muzică am mirosit, nu știu adevărul. Și se speculează în felul următor că chiar dacă ai câștigat contractul ăsta la Cat Music, unele servicii, chestii, tu le-ai achitat? Nu. Anume de achitat servicii n-am avut. Am avut alte momente, oricum mai grave. Momente în care nu-mi primeam banii destul pentru munca pe care o depuneam. Sau nu se îndeplineau criterii din contract. De exemplu, chiar și simplu basic criteriu, minim 2 piese pe an. Eu am avut o pauză de un an și jumătate în care n-am scos nimic și aici nu era corect. Pentru că contract se specula că trebuie să am minim 2 piese pe an. De foarte multe ori mă rugam de ei să lansăm piese sau chestii de genul ăsta. Și a fost moment în care mie îmi place foarte mult să scriu și eu scriu de când sunt mică, dinainte să cânt, eu scriu romane, poezii, dinainte să mă bag în muzică, de când eram clasa întâi. Și eu vreau foarte mult să scriu piesele mele și pe mine nu prea mă lăsau să fac.
nu înțeleg din ce motiv. Da, dar apropo, eu țin minte că tu ai ieșit și cu piesa ta scrisă, da, de tine, Iluzia. Iluzia, da. Iluzia. Apropo, este unica o melodie care cel mai tare m-a fascinat, să zicem așa, din compozițiile tale. Eu chiar am regizat puțin și la videoclip, adică când am făcut și videoclipul, eu le-am zis ideea în cap pe care o am legat de videoclipul ăsta și despre ce este piesa suprapusă. Eu am un fel de a scrie, eu folosesc cuvinte simple, dar oamenii le percep altfel. Adică dacă eu aș spune de fapt și m-am avut în vedere prin versul și oamenii ar zice, ei, da, nu cred. Gen, la mine, eu leacă altfel. Dar de ce, apropo, nu te-au lăsat pe tine să continui de a scrie? De ce? Pentru că eu mă gândeam când am văzut și, apropo, s-o scris și în presă despre asta că Olga Virbitsky este deja propria autoare a melodiilor sale, eu mă gândeam că în clipa aceea tu cumva o să fii, într-adevăr, deja mai departe și la chat music autoare. Și m-am uitat deja... Alte piese, iarăși din nou autori străini și să ne-am, de ce da, nu zice așa, hai, n-ați o piesă, da, scrieți-o. Și vai de ce nu este, adică eu așa m-am simțit ca ultima eu să înțeleg acum, după cum noi vorbim, contractul tău s-a terminat, da. De aia și vorbim atât de liber. Anul trecut nu era, încă era. Din ianuarie acum s-a terminat. Ianuarie, acum 2022. Știam eu când să te invit la podcast, da. Sincer. Eu, da, chiar, eu voiam să rezilez și mai devreme, pentru că, mai uite care e ideea, eu nu vreau pe nimeni strănească și pe mine, nu vreau să... Că cel puțin ești sincer cu tine. Clar, eu mereu sunt sincer. Asta e unul din cele mai rătăuri ale mele pe care pot să zic oricine mă cunoaște. Eu nu vreau să rănesc pe nimeni, dar eu mă simțeam foarte prost cu oamenii ăștia la contractul ăsta. Și nu numai din cauza lor, că sunt oameni care sunt încheiat, care sunt super nice, cu care până acum țin legătura și mă împac super ok. Dar ideea e că, băi, eu am câștigat un concurs atât de mare, la o vârstă atât de mică, cu mine puteai să faci așa de multe chestii. Mine pur și simplu nu a vrut să se bage timp și o lecuță cât de răbdare. Pentru că eram un copil, nici dacă ne explica niște lucruri, eu putem să le înțeleg. Dar pe mine mă lăsau așa, din capul meu, eu blam bludnic, nu știam și cu mine, putem să fac chestii care nu trebuie să le fac, de exemplu, pentru că nu dădeam seama, eram un copil, n-ai cum să mă judeci pentru chestiile astea, nu ai cum, n-ai voie, mai ales când tu ești un matur și ești responsabil de mine. Se putea de făcut foarte multe chestii legate cu mine și puteam să ajung foarte departe, dar pot să zic că m-au ținut foarte mult pe loc. Dar eu nu o să las chestia asta să mă oprească din ce vreau să fac. Sau asta e un fel de, cum să zic eu, spoiler, așa, un fel de spoiler, că eu o să continu, chiar dacă sunt singură și la moment nu am pe nimeni care să mă ajute în etapa asta. Nu am nici producători, nu am nici studiori, nu am absolut pe nimeni, sunt eu. Dar eu știu ce vreau să fac, știu care sunt ideile pe care le-am în cap. Deja am scris niște snippet-uri pe care le pregătesc și vreau foarte mult și îmi doresc foarte mult și zic asta acum aici ca să manifestez lucrul ăsta că vreau până la ziua mea în mai să am primul meu album scris de mine și făcut de mine. Pentru că eu îs în stare și să-mi produc muzică dacă tare vreau și dacă îmi pun răbdarea la comp și ala, pentru că eu nu prea sunt răbdătoare, dar pot să-mi scriu piesele, să-mi regizez videoclipurile. This is something I can do, pentru că asta sunt eu. Eu am idei legate de orice în sfera asta. Eu, pur și simplu, trebuie să fiu acceptat așa cum sunt și să ne se dea puțin timp și atât. Asta era problema pe care ei n-au putut să înțeleagă la mine. Că eu sunt altfel și cu mine trebuie altfel de comportat. Iată toată colaborarea asta cu Cat Music. Ți-ai într-o concluzie foarte, foarte scurtă. Ce ți-a oferit? Experiență. Câteva experiențe, câteva evenimente mari la care asistam și îmi plăcea foarte mult să mă duc la evenimente, să mă îmbrac frumos, să arăt cool. Da, nu știu, probabil eu asta văd din experiența mea, că ei sunt the bad guys. Probabil ei mă văd pe mine de bad guy. Poate eu am făcut niște chestii de care nu mi-am dat seama pe la 16-17 ani, de care ei știu, dar eu nu știu pentru că eu nu mi-am dat seama și nimeni nu mi-a spus. E dacă nu-mi spui, zici, băi, olea, stai o leac, uite în coașa, aici nu e așa. Eu nu înțeleg dacă nu-mi spui. Dar tu nu poți... Eu sunt sigur că eu ceva am făcut, eu nu știu ce am făcut și ei s-au supărat pe mine și tăți au terminat de acolo și următoare 3 ani a fost groaznic. Eu sunt sigur că eu ceva am făcut, dar nimeni nu ne-a spus de chestia asta. Sau măcar nu m-a întrebat dacă eu sunt willing to change that about me. Adică, tot e foarte simplu. Nu înțeleg chestia asta, dar sigur că ceva sigur a fost. Pentru că dacă i-aș întreba pe dânsul, poate că eu sunt bad guy și ea zic că, ei, că Olea nu era serioasă, că Olea nu voie, că ea nu voie să cânte, că ea nu voie. Nu există așa ceva. Nu există. Eu am mesajul, eu pot să arăt chestia asta, dar nu sunt genul de om. Eu am screenshot-uri în care eu mă rog de dânsul, vreau la studio. Nada. Zero. Contact, nol. Apropo, bine, nu o să întrebăm doar în esență, dar în casele de discuri mari, gen cum sunt unele în România,
Peste tot locul se nimerește cumva asemenea cazuri sunt? Eu nu știu să dau răspuns la întrebarea asta pentru că asta e experiența mea. Sunt, eu cunosc colegi de-a mei din industrie care au experiență ok, chiar dacă ei nu sunt, pot să zic că ei sunt altfel de oameni față de mine sau au făcut mai multe probleme la alte case de discurs și cu dânsul și totul a mers ok. Eu nu înțeleg care e chestia cu mine și dacă stau să mă gândesc așa, probabil că pur și simplu nu a fost dat. Există oameni cu care te întâlnești în viața asta, cu care tu vrei ceva să construiești, dar ei pur și simplu nu sunt oamenii tăi. Tu nu ai ce să faci. Cât de mult n-ai mâncit la asta, cât de mult n-ați mâncit împreună, ei nu sunt oamenii tăi. You just gotta get on with it. Du-te de acolo. Și eu mă simt foarte bine fără dânșii. Ei nu sunt oamenii mei. Din păcate sau din fericire, nu știu să zic. Tu regreți că nu ai câștigat un contract cu Global Records la X Factor? Probabil. Regret și nu regret. Regret din cauza că din cauza experienței cu Catch, din cauza că la Global era Carlos, care cel puțin era să meargă tot mult, mult, mult mai bine pentru că el aveam pe el acolo. Dar nu regret 50% pentru că habar n-am cum e la Global și nu cred că, nu știu să zic dacă e o diferență mai mare sau nu, sau dacă nu era să fie așa experiență. Poate nici nu ne dați să cântă în România. Ne-a fost dat X-Factorul ăsta poate ca un fel de treaptă mai sus, dar nici nu ne dați să mă duc în altă parte. Probabil că România nu e locul meu. Pentru oriunde am intrat în România, în orice studio sau în orice loc, eu fiind eu, pe mine eu nu mă simt acceptată nicăieri, la modul serios vorbind. Am încercat timp de 3 ani să-mi găsesc locul. 5 ani de fapt sunt de contractul. 100.000 de euro. S-au mai rămas bani? Nu, clar. Ce ai cheltuit? Noi ne-a dat în primul rând cu toate impozite, 86.000 de euro. Da, am auzit undeva. Da, 86.000 de euro am primit, dintre care toți banii s-au dus. Noi trăiam, hai să încep să zic așa cum este, că e complicat deja, că vreau să termin tot întrebarea asta, că tot lumea mă întreabă. Deci, noi cu părinții mei locuiam într-o casă foarte mică, eram 6 oameni. De fapt, 6 cu fratele meu în burtică la mama era la X Factor, noi nu știam. Ok, trăiam într-o casă foarte mică. Ne-am mutat la un apartament de 9 metri pătrați din Ciocana. Cumva e mai mic decât ce n-aveam. Da, era casa mea toată viața, 9 metri pătrați, împreună cu părinții și surorile mele și fratele meu. Și ne-am dus gen în Cruzești, unde ne-am mutat, am găsit un loc de pământ super mișto, dar nu am avut bani niciodată să... Noi am avut bani să ridicăm casa. Noi locuiam într-un sarai mic, nu știu cât are el, vreo 30 și ceva de metri pătrați. Ca să nu exagerez, 40 poate maximum de metri pătrați avea săraiul și ăla, noi trăim într-un și am ridicat casa. Dar cum 2000... cataloghezi un sarai, ca să înțeleg, niște condiții foarte modeste sau... Da, condiții modeste, ok, ești livable, era ok, nu mă plâng absolut deloc de casă și până acum este lângă casa mare în trăim. Și gen, am avut bani, părinții mei au avut bani doar să ridici casa, adică la modul cotileț și crâșă, cum să explic, și gata. Și cum am câștigat X-Factorul, le-am dat la părinți banii, adică ei, de fapt, eu la că eram minoră și am zis că casa. Și am reușit datorită banilor să construim casa în care trăim acum foarte bine și foarte frumos, casa cu 2 etaje, tătăți camera lor. Cum a Doamne ferește, pentru mine asta era, wow, eu am camera mea, nu vine să cred. Și mi-am luat și un apartament la Ciocana, 5 ani în urmă, în care acum locuiesc, by the way. Eu l-am dat timp de toți ăștia 5 ani, el a fost în chirie dat. Și acum eu îmi fac reparații în el pentru mine și deja m-am mutat în el. Adică trăiesc de un an în el, dar acum sunt reparații. De ce se specula, apropo, că ți-ai cumpărat apartament la București? Probabil un misunderstanding. Probabil a fost, nu știu, o neînțelegere. Că tăi s-au gândit că eu acolo să-mi iau apartament acum că am câștigat și aveam contractul ăsta, că o să mă mut acolo. Dar eram încă mică. Am venit înapoi acasă, am terminat liceu aici și după asta m-am mutat la București, dar am stat la chirie. Am făcut facultatea acolo. Tu ai finisat facultatea acolo? Și da și nu. Ce înseamnă și da și nu? Deci cam... Nu, da. Păi da ori da, vorba e. Da. Cumva, da. Facultatea de actorie și nu știu cum acolo, eu am scris oficial în telefon întrebarea, nu mai teatru știu universitatea, cum film. Se numește. De la București. Actorie de teatru și film și eu vorbesc. Da, la București, la privat. Foarte greu a fost cu COVID-ul ăsta. Vezi la actorii, am făcut un an jumătate, 2, online. Păi de ce greu? Acum sunt camere performanțe, da, te-ai pus în față și făceai actorii, te învârteai. Asta da, dar eu nu puteam învăța absolut nimic din actorii online.
căctoria se preconizează să o faci în scenă, exerciții, chestii acolo. Nu credeți dacă am zis actorie, gata, asta e și ușor. Eu cred că noi peste 10 ani să avem actori foarte, foarte buni la teatru care să facă piese despre COVID și despre lecțiile online. Serios, mă gândesc că o să pună două laptopuri în față și o să facă piese de teatru. În piesele a Olga Ivervitsky de la, sau produse la Cat Music, se găsește plasmas? Nu știu, nu cred. Eu așa și cânt, din cât eu știu. Dă-te seama, când se face un mix master la o piesă, se adaugă chestii ca să sune bine. Că nu tot timpul sună ok. Dar așa puțin legat de mine, nu... Cum poți să mă întrebi asta dacă eu am câștigat X-Factor-ul? Uite, câștigat X-Factor-ul, dar ce urma după X-Factor, draga mea, s-au mai schimbat lucrurile. Ce-a mai reușit piesa ta, în opinia ta? Ce-a mai reușit? Iluzia. Și aici nu vorbim doar gen de vizualizări sau chestii? Nu, cum? Iluzia, piesa mea. E cea mai reușită, în opinia mea, pentru că am reușit să fac eu. Și am reușit să o aduc la nivelul care trebuie să ajungă. Tot eu, gen eu. E piesa mea. Eu am reușit să scriu o piesă care a fost bună. Și oricum, chiar dacă nu era piesa mea și era să scrie altcineva și era să nu dai, dacă era numit Iluzia asta, nu era să-mi placă asta și mai tare, pentru că it's closer to my heart. Și versurile și clipul și tot, și istoria în general, că e a mea personală. Despre ce este mesajul melodiei respectiv? În Iluzia? Mm-hmm. Despre că sunt proastă. Cum asta? Tradu-te, rog. Despre faptul că m-am îndrăgostit într-o persoană cu care n-aș fi avut niciodată viitor. Și pentru mine era mai ușor să bag iluzii în cap de persoana asta, că noi suntem împreună, decât să accept ideea că noi nu suntem. Dar voi erați împreună atunci sau nu erați? Nu, niciodată n-am fost împreună. A, tu acum vorbești despre o persoană care nu a fost niciodată în viața ta. Ba da, noi niciodată n-am fost împreună, n-am spus că nu a fost în viața mea. Bun, hai altfel. A fost în viața ta. Poate da. Nu mai este. Ok, prima mea dragoste. Așa. A fost un băiat care e mai mare decât mine, acum 8 ani, 9, mm-hmm. nu știu acum, pe care îl știu oamenii, de asta eu nu am să dau numele ăsta niciodată. Ok. Piesa e despre el, evident. Dar nu, că nici nu spera că oamenii nu o să... Dar nu cred că aveți de unde să vă gândiți cine poate fi. Da, e persoană publică. Da, a fost. A fost publică în România, e din Moldova, a fost publică în România. Dar și nu... când ai scos Iluzia, a venit înapoi în Moldova, că să nu mai fi. Nu, el, pur și simplu, nu mai activează în muzică. Mm-hmm. E plecat în general în altă foarte țară. Ușor să ne vii să găsăm. Nu cred că da, găsesc. Toată informația ne-a dat, eu nu cred. Nu cred că găsesc. Dar mult succes. În fine, gen, a fost prima mea dragoste băiatul ăsta, încă înainte să mă duc la X-Factor. Și să-mi minte că eu câștigasem X-Factor-ul și el ne-a scris mesaj. Felicitări, că eu m-am uitat la tine la X-Factor și am zis, băi, nu cred, nu are cum, imposibil. Deci imposibil, toți se uitau atunci la X-Factor. Știu, dar eu și cel mai interesant, știi ce este? Că X-Factor are mulți sezoane, ediții, eu nu știu de ce toți au legat atunci de 2016. După 2016 toți și-au pierdut... Că a venit Carlos primul an și toată lumea... Da, a coincis și participarea ta, care era valul ăsta și valul ăsta, că Carlos cum era cu tine. Da, exact. Ne-a mers tare. Da, mai ales că cumva Carlos... Chiar într-adevăr, anume pe sezonul 6, când am fost eu susetat foarte mult lume. Cred că a fost așa mai... Așa. După aia și-a pierdut interesul, nu știu da, de ce foarte mult. Da, pentru că nu mai contează. Nu câștigat o alea, știu. E clar, moldovenii nu mai lasă. Da? Nu mai e viața mea, îmi zădești, gata. Bun. Da, și în fine, vă ziceam de prima mea dragoste. Mm-hmm. Eu foarte mult să ne-am suferit pentru băiatul ăsta, pentru că eu eram mic, clar că el nu se uita la mine. Și noi am devenit prieteni super close când eu eram la București și mă duceam des la evenimente, ne vedeam la evenimente pentru că el în perioada aia tot era public pe acolo. Stop it. Și ne vedeam des, eu eram tu nu te opri, continuă. Super, super in love with him and stuff, like era crush-ul meu și mai mare forever for life. Și gen am suferit foarte mult timp, i-am zis, avem momente chiar am zis de foarte multe ori, băi, eu sunt drăguță în tine, blind, ce-ți fac? Și apoi el mă mai chema afară când eram în București, noi ieșeam și ne plimbam, dar niciodată nu a fost nimic între noi, la modul maxim îmbrățișare și tot când ne îmbrățișam, eu eram... Vorba aia e și poți mai faci. Unde mă aflu și planeta sunt, era groaznic de frumos. Și după asta am pierdut legătura și apoi iar am revenit și apoi iar am pierdut. Și când am scris Iluzia, pe mine m-a ajutat să realizez că asta e fake, deci am în cap și am trecut peste.
Și din perioada aceea noi am mai vorbit după iluzia, dar am vorbit așa, eu foarte sec. El de-am oleacă era mai spri. Știi cum la băieți, dacă așa oleacă, păi, uu, stai alea. Băi, fă-ne pe noi să înțelegem. Voi ați fost împreună sau n-ați fost împreună? Nu, n-a fost niciodată împreună. Tu vorbești deja așa în termeni. Și... Între noi n-a fost niciodată nimic absolut fizic vorbind, gen. Moral a fost din partea mea așa puțin, eu știu, sigur că a fost dragoste nebună. Nu s-a dus crâșa din cauza la omul ăsta. Nu știu dacă el vreodată să înțeleg ceva pentru mine, dar nici intuiția și sufletul îmi spune că da, because I know him, no matter what, eu îl știu pe băiatul ăsta și știu cum e el. Am avut momente super frumoase împreună și anume nu vorbesc fizic, dar vorbesc moral. Cu noi foarte mult vorbeam doar pe telefon sau doar pe Insta, pentru că el era plecat în altă țară, nu vă zic unde, și eu eram plecat în altă țară și noi ne vedeam doar când el venea la București, el venea foarte rar, puteți din o dată la 2 ani, o dată la un an, stuff like this. Ultima oară când ne-am văzut a fost foarte frumos, iarna trecută. Wow. Iarna trecută ne-am văzut ultima oară și am vorbit ultima oară. Am ieșit la o cafea la Starbucks în București și cred că am stat împreună 15 minute, 20 maximum. Și cam asta a fost dat. Că tu cum mai ești într-o relație? Da. Eu cred că relația ta după podcastul ăsta 15-20 minute. Nu, relația mea e super ok. Eu când vorbesc, vorbesc de trecut, corect? Și dacă eu vorbesc de trecut și despre momentul acela, automat eu să povestesc cum mă simțeam atunci. Asta nu înseamnă că eu asta sunt acum. La moment eu nu am absolut nimic față de persoana asta, prima mea dragoste, dar îți dai seama că a fost prima dragoste care m-a învățat foarte mult. De tot am înțeles că eu știu să iubesc și pot să ofer dragostea asta prietenul meu la moment. Ei. De cumva ar trebui să-ți mulțumesc pentru că ai cumva experiența asta. Eu cred că experiența de a aștepta. Lăsă că am avut și experiențe proaste, nu știu ce tu crezi. Când tot perioada asta cât eu le iubim pe băiatul ăsta, prima mea dragoste, am avut o relație, aia din București. Aia, noi cunoaștem despre toată lumea cunoaște și nu știe cunoaște, hai să nu cunoaștem. Eu stăteam mult și mă gândeam, zic, să intru și eu în detalii sau să nu mai intru. Dar puteți să intrați în orice detalii vreți, eu v-am zis că mie nu mă afectează absolut nimic. Eu sunt open to everything. Tu ai trecut peste perioada asta? Da, normal. Deja? Da, normal. E o perioadă lungă de timp? Foarte lungă. Și ți-a trebuit o perioadă lungă de timp? Îți dai seama, anume de prima dragoste vorbind, faptul că eu l-am iubit pe băiatul ăsta 7 ani din viața mea, că de la 14 ani into him, am fost into him, 7 ani e lungă perioadă și eu cred că între aceștia 7 ani în timp și eu le beam în același timp eu și treceam peste, pentru că tot s-a întâmplat într-o zi, gen, bam, poc, nu ne trebuie mult timp. Am să sperăm mai mult înainte și aia ca până la iluzia și după iluzia de-am gata să... Nu mai... Prășai, încă la rost, iubovi sau cum era. Da. Olga, terminul de showbiz, ce înțelegi tu prin acest termen? Ce semnificație are acesta pentru tine? Am multitudine de caractere artistice foarte, foarte diverse. Asta văd eu în showbiz. Oportunități, dar și în același timp extrem de multe consecințe. Trebuie să ai foarte mare grijă în showbiz. Că orice lucru minuscul care poate să pară în capul tău că e mic, poate să pară mare pentru cineva și tu să te înglodezi. Dar showbizul e pentru tine cumva mai mult show sau biz? Show. Deci cumva încă persistă. De ce? Pentru că... Mie îmi place să fac show. Foarte, foarte mulți acum cumva industria asta o văd mai mult ca business. Eu niciodată n-am văzut așa. Eu nu pot să consider pentru mine muzica business, pentru că asta în primul rând e lucrul meu sufletesc, care eu nu pot să pun preț pe dânsul. Eu nu pot să fac business din asta. Probabil că de asta de multe ori și-am pierdut în viață legat de asta, pentru că eu nu vedeam asta ca un business și pierdeam foarte mult. Am pierdut foarte mult. Dar muzica ta acum ți-aduce, nu știu, un venit? Care muzică? Piesele tale. Piesele mele care sunt la Cat Music? Da. Ți-am răspuns la întrebare. Așa. La Cat Music? Bine, eu știu că piesele sunt cumva produse de... Da, drepturile de autor nu mi-aparțin. Și respectiv, tu cumva finită la comedia. Finită la comedia. No money, no honey. Bun, hai să mergem mai departe. Tu vezi cât ești de ce eu cam asta? Cât e de scurt răspunsul tău. Da, tot e foarte simplu, gen, nu știu. Da, ne-au intrat niște bani acum, trebuie să mă duc la București să-i iau, că aparent nu poți să mi-i trimit pe card.
Trebuie să vii la București, nu, poate parcă e o capcană, știi, vin la București, noi ești repede să tăiem cu cuțelele. Birocrație, birocrație. Da, în fel. Dar poate îți propun un alt contract? Nu, că anume vorba de, vorbești de cat music? Mm-hmm. Nu, mersi. Nu, dar poate tu îți propun, ei îți propun? Nu vreau, nu vreau. Și tu refuz? Dar eu de-am refuzat de mult. Așa. Eu am o piesă, by the way. Dar eu puțin engleză știu. Am o piesă nouă. O piesă nouă. Pe care vreau să lansez acum. Pe care eu am scris-o. Eu te-am văzut în studio, apropo. Lasă-te așa. Nu, te-am văzut la Gicu. Ală, la Gicu? Da, nu, la Gicu mă mai duc așa pentru să-mi facem piesă. Mai am o piesă și cu la Gicu în 2, da, pe care vrem să scoatem, dar încă nu se știe legat de asta. Dar nu mi-și vorbesc acum despre prima mea piesă pe care vreau să scot de când am terminat contractul. Chiar am scris-o în februarie. Cu Satoshi, împreună cu Dan, la Dan și la Stud, când era încă la începutul de drumuri. Asta lucrează cum da, e foarte bravă, sunt extrem de mândră de el. Și de asta așa e de fapt delay-ul cu piesa mea, pentru că el e super ocupat și eu nu vreau să mă bag nici cum piste și are el de făcut și așteptăm. Când o să fie el gata, piesa se lansează. Se numește Ultimul Minut și e despre fosta mea relație din București care a durat un an și e extrem de tristă. E piesă de plâns. Hello! E un fel de iluzie. Hai să plângem. E un fel de iluzie, doi, numai că e mult mai frumoasă și mult mai mai dureroasă, pentru că e una când scrii despre persoane pe care tu doar o iubești și nu ai fost cu dânsa și e una când tu ai trăit o experiență cu o persoană care te-o... Știi că piesa, apropo, ar putea și eu, că sunt sigur că o să prindă după toată perioada asta. Eu cred. Cineva e foarte. Am păcat un snippet pe Instagram și oamenii cum erau, wow, scoate-o! Chill. E important să-mi primească la Andreea Bostănic, pentru că... Dar n-are, n-aș putea niciodată să ajung la așa nivele. Țeanu, Iuliana Beregoi și Andreea Bostănic. Wow! I don't know, should I? Sunt multe, am multe, multe chestii. Și de Țeanu, și... Hai să zic așa, pe secretul. Am fost, am ieșit cu Țeanu, timp de vreo 2-3 săptămâni și a fost prima pe care el a ieșit din toate noi. Eu, Mara, Iuliana și Andreea. Asta e breaking news. Breaking news, eu am fost cu Țeanu. Yay, groaznic. Dar nu vreau să bag shade. A fost o chestie, eu aveam 18 ani, de bine m-am mutat să mă București. Realizează, asta a fost 3 ani în urmă. Și noi, el taman ieșuță pe TikTok, fășa chestii, video era al de popularity și eu tot eram aleagă al de popularity pe atunci. Și, băi, personal, eu vreau să zic o chestie despre băiatul ăsta. Pentru că nu consider că oamenii îl iau ca atare, pentru că nu știu. Da, el e super nice pe tot ceva și business, bani, chestii, la, popularity și and stuff. Dar el niciodată nu o să fie persoana care realmente o să simtă ceva. Pentru că el cu mine a fost pentru hype. A văzut că cu mine nu merge. M-a trimis, nu când ne-a dispărțit, m-a trimis la modul gen, m-a lăsat așa, e zineat cu, da. Dar era tot una, că tipă, eu nu eram super into him. După aia a fost cu Mara, tot pentru hype, Mara Ognean, care mi-e prietenă din România. A fost cu Mara, vine, noi ne-am prietenit după și ea s-a dispărțit de Țeanu, pentru că noi ne-am întâlnit și noi am vorbit despre el și am realizat amândouă că am spălit așași chestii la dans și anume chiar pentru hype. A văzut că Mara nu e nivelul pe care el îl vrea să duce la Bostănică și a zis că, Iuliana, ești mai scap Bostănică, dar să încercă Bostănică, ești. Și a fost în relație cu Țeanu sau nu? Eu nu știu, eu așa cred, eu am văzut de pe TikTok. Eu n-am întrebat și nu mă interesează, dar probabil. Eu cred că a fost ceva între dânsii, că nu degeaba... Mișă-te, hitul? Cred, nu știu. Hitul verii, hitul toamnei. Da, hitul, din piesa asta pe care tot eu o scos, eu am înțeles că a fost împreună. Gen. Nu, așa pare. După text. După text, exact. Și după... Dar apropo, când au întrebat-o după piesă cineva, spunea că, da nu. E normal că nu știu. Eu nu pot să dau, eu nu sunt în poziția să dau un răspuns, că eu nu știu, nu știu despre ce scris, dar eu știu despre Țeanu că nu e un bărbat pe care, în care poți, bărbat în cuplu, doamne ferește, băiat în care poți să ai încredere, ever. Și eu nu mă bag, el singura să-și dai seama, el sunt mici. El singura să realizează de chestia asta. Gen, uite-te la mine și la Mara, noi suntem super ok. Fără dansul. Olga Verbițchi își schimbă numele. Și cu toată treaba asta. Trecut 9 ani de atunci. Eu l-am schimbat, numai că noi încă nu s-a schimbat... El vine la pachet cu melodia. Da, cu melodiile. A venit ideea asta foarte random, pentru că eu mă gândeam să mă lansez în America, nu mă gândeam asta și o să fac. Și m-am gândit că nu pot să mă duc în America să mă cheme Olga Verbițchi, că sună foarte weird.
Și m-am gândit la un nume și mi-a venit, după foarte multe căutări, în cap anume pseudonimul Liva, care vine de la Ola, Olga, Olia, Olivia, Oliva, Liva. Și m-am oprit aici și May, pentru că s-a născut în luna mai. So basically, Liva May. Și îmi place cum sună. Sau prosta, doar Liva. Că e ceva și nu există nicăieri pe internet. Eu doar eu, Liva. Și toată lumea sper că știe asta. Eu chiar foarte tare pot să mă enervez dacă se iei ceva și e meu. În fine. Deci, de la următoarea compoziție, inclusiv și pentru tot ceea ce faci tu în limba română, da, rămâne Liva, nickname-ul. Da. Și inclusiv pentru limba, da, engleză. Ai de gând și, da, să, și în limba engleză? Să normal, albumul vreau să-l fac în engleză. Mie mi-e mai ușor să scriu în engleză. Asta vreau să regăsați și melodie în română sau doar în engleză? Depinde, da, probabil. Și în română? 100%, dar spun traducere. Îl produci full aici, în Republica Moldova? Nu știu. Eu încă nu știu unde să o apuc. Eu încă caut. Ideile la mine sunt, la mine tot e scris, eu prost am nevoie de echipă. Dacă ți-ai legat cu Satoș, la Versus te regăsești în 2-3 luni. Eu știu. Sunt sigur de asta. Satoș, he's the best. Păi nu știu cum să-ți redau. Băiat e talentat, într-adevăr. El, și da, ca om, nu știu, în general, multe momente au fost între noi foarte cute, gen... Am învățat multe chestii de la dânsul, chiar dacă el nu știe sau eu niciodată nu i-am zis, eu sunt foarte recunoscătoare pentru multe cuvinte pe care el mi le-a zis. El nici nu știe, tu nici nu știi. Dacă tot am vorbit despre numele de scenă, aici o să vin cu următoarea întrebare, despre și dacă în copilărie ai avut vreo poreclă. Uf, doamne, da, am o poreclă. Da, o ai care... moștenită sau venită cumva din mai încoace? Dacă eram băiat, era să moștenesc Pușkin de la tata. De ce Pușkin? El era foarte creaț. Tatăl meu e foarte creaț, tindeam și eu pără creaț. Și mereu îmi blau cu părăjaiană și tatăl ce Pușkin. Că semăna foarte mult frezura. Și dacă ești fată? Nu știu. Nu am chitară pe reclă moștenit anume, dar tata îmi zice cumva, adică când ești mică. Iogurt. Tata până am 11 și iogurt. Și era foarte fun moment, eram acasă cu iubitul meu la părinții mei și stăteam la masă și tata zice, iogurt, dă-te rog sarea! Și asta nu înțelege. Și-a fost asta. Și-a fost foarte, foarte interesant. Așa zice tata din cauza că eu când eram mic, el mereu îmi cumpăra iogurturi astea, Ioli. Oli, gen, numele meu. Și el de bun zice iogurt. Zice Ioli sau iogurt, iogurt, iogurt și așa am rămas. Deci... da. Inclusiv și de la iogurt oamenii cumva aș capătă poreclă, da? Corect. Uite, eu am un moment și nu știu dacă este corect să te întreb despre asta, dar cel puțin eu l-am zărit, okay, și am urmărit foarte multe materiale, inclusiv și de la X Factor și din coace, dar știu că se întreabă despre asta. Asta este faza. Da, să întrebăm. Yeah. Uite, eu am observat la tine o chestie, ea în rusă se numește formă zăicane. Ianze? Clipești foarte mult din ochi. Da, am ticuri. Ticul se numește în român. Tic, da. Eu cred că am o leacă de turiet. Dar de la ce, apropo? Nu sau, știu. Tu ai moștenit iarăși? Sau, nu, la mine a venit cu stresul. Din coace? Din coace, da. De prin 2016-2017 am chestia asta. În general, dacă observ, eu foarte mult mă mișc când vorbesc. Sau gesticulez, sau anume... Eu nu pot să stau pe loc. Asta e hiperactivitatea pe care o am. Și anume ticurile astea, da, le-am. Asta e ok, am cu ochii cum fac. Înainte era groaznic. Înainte făceam așa într-una. Deci eram o leacă bălnăjoară. Deci, mai cum am okay observat. Eu ți-am minte că primul care eu l-am văzut și într-adevăr o recunoscut că asta nu este doar gen, dar este într-adevăr și ca un fel de boală. Da. Asta a vorbit Guf într-un interviu despre toată treaba asta, știi? Și mă gândeam cumva, gen, să te întreb dacă asta și pentru tine vine sau vine cumva din la... Nu am fost să formă mai mă controlez ca să diagnostic, ca să mă diagnostic cu boala asta sau nu, dar eu sunt ferm convins că eu am chestia asta pentru că am ticurile astea deja de ceva timp care eu singur le observ, de exemplu când mă filmez undeva sau după mă uit la video sau chestii, observ că eu am multe ticuri de astea stranii care nu-mi dau seama că le fac, sau chiar când vorbesc, sau pot, am momente când pot să nu vorbesc, stau pur și simplu pe loc și mă uit la chestii și dacă, eu am așa o chestie, dacă mă uit la un lucru și mi se pare ceva ieșit din comun, dar la mine ieșit din comun, pot să înseamnă și dacă văd o mașină violet. Că chestii minuscule la care eu mă bucur ca un copil și când am excitement-ul ăsta, eu pot să fac foarte multe fiețe stranii sau chestii genul ăsta, pentru că nu vine să cred, wow, și cute. Da, sau pot să strig, de exemplu, a, jucărică cu pâneie, chestii.
Interesant. Weird, da. Uite, că așa-s mai bună așa. Persoană în personaj sau personaj în persoană, cum era vorba aia. Într-adevăr, ești bravo. Mulțumesc. Și în opinia ta, prin tot ce îți transmiți oamenilor, tu ai stil? Of course. De bravo ești. Da. Și stil tot ai. Конечно. Ce n-a mers? Ce n-a mers? Foarte complicată istorie. Vă zic, vreți să vă zic? Să-i dăm. Eu eram în relația mea toxică din România, în timp și mergeam filmări la Bravo Estel. Eu trebuie să mă duc la 9 dimineața la filmări. Și m-am culcat că să mă trez la 9 dimineața. Și fostul meu iubit avea niște probleme. Și la 3-4 dimineața trebuie să mă duc să-l iau de undeva, unde el era cu prietenii lui, la fel de fără toxici și fără de viitor ca și dânsul. Uh-huh. De altfel, în perioada și ea, nu știu ce faci acum. Și m-am dus, la mine s-a strâns telefonul, nu aveam niciun leu, pentru toți banii erau la dânsul și nici măcar nu știam în ce zona Bucureștiului sunt, că am plecat cu taxiul la adresă și acolo am rămas. Și eram, nu știu, la un apartament, la un prieten de-a lui, habar n-am, nu vreau să dau oricum multe detalii, că nu contează. Și a fost un moment în care prietenul lui a decis să facă o glumă, de genul că eu m-aș fi dat la prietenul lui cel mai bun și lui i-a venit durca și a decis să m-a luat de mână, m-a dus într-o cameră, m-a lovit de foarte multe ori, de numărate ori eram pe podea, eram așa, nu puteam să ies de acolo. Și singurul moment prin care eu puteam să ajung acasă, că pot să ajung două zile la filmări, care erau deja în 3-4 ore, cât era ora atunci, până la 9 dimineața, era să merg cu dânsul, pentru că altfel eu nu puteam să ajung. Telefonul era stâns, bani n-aveam și nu știam unde masă. Dar a fost atât de grav momentul că am ieșit afară să strig prin cartier, poliția, ajutor, și tot doamna la geam și el când a văzut că a ieșit doamna, el a ieșit cu cuțetul după mine. Trash. Eu am urât. A ieșit cu totul pe mine și cu cuțetul și ăla m-a amenințat. Nu știu ce, eu nu știam ce să fac, eram groaznic. A ieșit doamna și aia la geam și el când a văzut și a realizat momentul real că el mine mă amenință și că el tocmai a ridicat mâna la mine, lucruri pe care el nu era să-l facă dacă el era sober, nu pe ceva. Și el a realizat ce s-a întâmplat, nu înțelegea ce se întâmplă, mi-a zis, te rog frumos să iertă-mă, nu știu ce, hai să, nu știu ce, și am zis că, băi, singur moment ca să ajung acolo e să-l iertă și să ne ducem acasă. Și am mesaj în telefon, că noi vorbim prin notițe, cum eu îi scriu, eu nu mai pot să stau, te rog, hai să mergem, că eu mâine am filmări. Și el îmi scrie, dacă vrei, du-te, eu nu pot să plec, o să-și ia prost băieții pe mine. La modul după ce tot s-a întâmplat, după ce tot a fost groaznic, după ce eu încă am avut băi puterea în mine să o găsesc, să stau, să rămân, el nu i-a băgat o chestie de genul că el nici măcar nu era tot una caroace. Adică nici tot una că tu ai mâini filmări la Bravo Estel, unde tu probabil era să câștigi concursul ăsta, by the way, dacă nu eram eu în viața ta să-ți trec toate planurile, eu vreau să stau cu băieții, că băieții sunt super pe mine dacă eu plec la 6 dimineața din pritonul ăsta. M-am dus acasă, m-am culcat o oră, am crezut că aș reușesc la filmări, m-am trezit la 1. Repede m-am îmbrăcat și am zburat la filmare, am ajuns acolo și mama cheam și a intrat producătorul și a spus, îmi pare rău, ești descalificată. Zic, ok, bro, n-am știut deși oricum, nu că m-ar asculta cineva. Dar totuși, în opinia ta, de ce a stârnit atâta hate toată povestea asta? Pentru că eu niciodată n-am spus ce s-a întâmplat de fapt și oamenii au început să creeze istorie și istoriile s-au creat ca să ajungă la final istoria care era pe internet, e că eu mă drogam. Gen, seriously. Că eu mă drogam și n-am putut să ajung la filmări pentru că eram drogată. Când, de fapt, realmente ce s-a întâmplat asta, eu eram abuzată fizic. But it's ok, normal. Arată mânuțile. Ai mai adăugat de atunci. Da, asta ne-am făcut acum, în februarie, ultimele două. Sine, ce reprezintă? Fluturi. Îmi plac foarte mult fluturi și anume... Să zic chestia asta dată și pentru totdeauna, că am foarte mulți fluturi și foarte mulți mă întreabă. Fluturii au ochii pe aripi, ei nu pot să vadă cât este de frumoși, numai oamenii pot să vadă asta. Și eu mă consider un fel de fluturi pentru că eu niciodată n-am fost omul care se uite în oglindă și zic că băi și bine eu arăt.
Eu mereu am avut complexuri și nu mi-a plăcut nică la mine sau ceva mereu nu-mi place. Dar oamenii din jur zic că eu sunt ok. De exemplu, mama mereu îmi spune că eu n-am văzut o fată mai frumoasă ca tine, că nu știu ce, că ești de frumoasă, nana, chestii. Și eu mă consider un flutere și de asta am foarte mult flutere pe mâini. Și pe mâini, pe unii mai am. Inim. Da, astea sunt pur și simplu chestii. Mi-a plăcut foarte mult. Eu am văzut aici tare pe internet. Am mai bucat asta și mi-a plăcut foarte mult și am zis că o să arate bine pe mine. 3 de 8, asta angel numbers. Eu credeam că îi seamnă infinit, apropo, mai... Da, mulți mă întreabă, nu, sunt 3 de 8 care înseamnă bani. Serios? Da, este, sunt... Pe care este, eu cumva credeam că 3 de 9 ar fi, ca la casino, poate, nu știu. Nu, 3 de 7 e noroc, 3 de 8 sunt bani, 3 de 9 e altă chestie, nu mi-aș știu ce era, și mai am 3 de 4 care înseamnă protecția angelului personal. Gen, eu sunt protejată mereu de energiile... De îngerii mei păzitori. Ai 4, ai 8, 6, 3 de 6. 6 nu. Este Morgenstern, zice. Da, nu-ți mai tai, oricum. Și mai și câteva chestii mici pe care le-am de mai de mult, că eu le-am implementat. Asta o am de 4 ani, Be Good, care e sloganul meu, gen, fii om bun, asta e pentru mine cel mai important. Și mai am chestia asta cu semnul egal, de egalitate între oameni. Eu niciodată nu o să judec după cum ești sau ce spune lumea despre tine sau unde te-ai născut sau și limba vorbești sau chestii. Eu sunt super open și, în general, eu mă conduc după o simplă frază. Eu îți doresc ție, și îmi dorești tu mie. Și de-amă, dacă tu îmi dorești, trebuie treaba ta. Asta e tot ceea ce ai făcut tu de anul trecut până... Da, astea două nume. De nu, cum am, eu am multe tatuaje. Eu știu în că ai multe. În total. Eu mă uitam și așa, și așa, și așa. În 30 în total. Zvonurile ne duc cu gândul că Olga Firbițchi, de perioadă, de timp, s-a filmat într-un film. Corect. Sunt zvonuri? Nu. Este adevărat. Și că știrea asta durează de ceva timp. Da, filmările au avut loc anul trecut în vară, în august. Gen vara trecută, 2021. Da. Și urmează să apară. Eu habar n-am când apare filmul. E o producție moldovenească? Sau... Da, da, producție moldovenească. De fapt, nu. Era un spectacol din 2001... rus, ceva de genul rus, moldovenesc, I don't know, nu prea mă pășeap să fac zic că nu vreau să încurc. Și noi am făcut gen film după spectacolul ăsta. Ce rol sau eu am principal? Spectacolul, filmul se numește Daria și Daria în film este mama mea, deci am rolul, ai înțeles, rolul fiicei Dariei. Interesant film, mi-a plăcut foarte mult. Da. E debutul meu ca actor. Mă bucur că Republica Moldova, cumva de perioadă, dacă ai observat, cumva încearcă, da, filmează, da. Cum mai inclusiv iese peste lună, da? Carbon este filmul, am dacă auzit, ai auzit, da. De el. Mă bucur foarte, foarte mult chestia asta. Noi am pomenit, dar acum o să încercăm așa mai pe larg, nu știu, dacă este cazul să te întreb mai pe larg, despre noua ta relație. Îți place ce faci acum cu tine? Da. S-a întâmplat să dau de băiețul ăsta, pe care l-am cunoscut în cel mai proastă ipostaza mea. Gen, eram necheptănată, nemachiată, îmbrăcat ca un bomj, la o zaprafcă, zic așa cum este. Și la început, noi suntem toți într-o companie. Și el stă în Germania, acum e plecat, și el a venit pe vară, nu cum, pe câteva timp acasă. Și a venit în compania mea, prietenii mei, din noi suntem tezi de fapt o companie, dar eu nu știam de existența lui. Și eram fix după o zi în care m-am certat cu 3 oameni, dintre care unul din cei mai importanți oameni din viața mea, care era prietenul meu și mai bun la moment, care nu mai există pentru mine din ceva timp. Mă doare asta, dar e ok. În fine, și gen fix a doua zi eram la zăpraf cu prietenii mei, eram groaznic, arătam groaznic, era rău, nu vreau să răghesc cu nimeni și cineva dacă vorghe cu mine, mă enerva, eu mă sculam și puteam să mă bat. Și el tot vine la mine și încerca să mă fac să mă râd, nu știu, chestii, băga pricoale, de la rău, leu, să cricepied. Și eu tot eram, tipa, nu voiam să răpesc cu nimeni și tot ziceam, băi, dă-te băie de aici, eu nu caut nici cu nimeni, nu mă interesează, dă-mi pași, tipa, dă-te de aici. Și el tot insista, la început, văpșe, ne certam, el zicea pe asta la băieți că, băi, eu prima oară când am văzut-o pe Olea, voiam să o bată, vine să o bată, nu suportam, băi. Și nu știu cum s-a întâmplat, așa că să ne conectăm într-un mod așa de straniu. Să fim pe aceeași valna, cum să zicem, pe aceeași unde, să vorbim pe aceeași pricoale și să râdem singuri la chestii care nu erau chiar așa de amuzante, dar noi le-am înțeles. Și am realizat din prima secundă că ăsta e omul meu. Eu nu m-am simțit așa de bine cu nimeni niciodată, atât de liber, atât de... Nu știu, sunt că-s complet, nu știu, e ceva foarte straniu și se întâmplă. Eu încă nu realizez, el tot încă nu realizează. Noi chiar vorbim despre asta, că vorbim în fiecare zi, în fiecare secundă.
pe Instagram, pe video și el îmi zice într-una, băi, nu-mi vine să cred, efectiv nu-mi vine să cred. Și zic, băi, nici nu e. Adică tot e foarte frumos. Am făcut cunoștință cu părinții, eu n-am făcut asta niciodată. El cu tata de a mă bea, eu îmi bea și cam pot, gine, tata i-a arătat grădina, așa spate la jele mile, așa... Și așa... Și tot e clar. Deci Pregătești? Așteptăm. Așteptăm și noi, dar dacă aștept și tu, așteptăm și noi. Da, din fericire pot să zic că în general acum sunt cea mai bună moment, perioada din viața mea de când m-am născut până acum. În 21 de ani, eu am o lună de când sunt fericită și eu pot să simt fericirea, gen. Adică pot să simt că sunt fericit într-adevăr. Îți dorești să fii mamă? Da. Serios? Și de drept de un foarte răspuns. Foarte puține acum, nu știu, cumva, rolul ăsta de părinți și al eu sau angajamentul ăsta. Foarte puțin își doresc toată... Nu, eu vreau foarte mult să fiu mamă, dar vreau să fiu mamă foarte bogată, deci că aștept să strâng foarte mulți bani ca copilul meu să aibă ce își dorește. Pentru că eu am dus lipsă de multe chestii și nu din cauza părinților, din cauza că așa au fost să fie. Dar eu vreau să muncesc așa ca să fie tot bine. Vreau, mai ales vreau copii de când s-a născut fratele meu. Pentru mine fratele meu e tăt. Eu sunt primul copil, el e patrulea, gen el e ultimul și el a ieșit fix eu numai că băiat. Îl dați deci la școală muzicală undeva sau? Nu știu, încă nu știu. Dar chiar da, poți iasă muzicanți în are familie. Are auz și are voce, are momente. Eu știu că ta tot... Sora mea, da, e pe, de mult pe... Se mi-e pe gurinel, gurinelul rupe. E de gine. Frate meu are momente, l-am văzut chiar. Când stă pe YouTube și ascultă muzică, mai fredonează și fredonează corect notele, gen are auz muzical înnăscut exact ca la mine. El nu trebuie să facă școală muzicală pentru asta. El de-am gata, el așa e ca mine, caroce. Dista, care nu mă vine și e tăiat, ca un tank, cum zice mama. Olga, care este cea mai mare frică ta acum? Wow. E una extrem, doar una. Și asta e să-mi pierd părinții sau frații, sau fratele sau surorile. Eu n-aș putea să trăiesc o secundă fără unul din trânșe. Și asta am înțeles că e frica mea când l-am pierdut pe bunicul meu 2 ani în urmă. Deja 2 ani, da. Deci cumva ți-e teamă să rămâi singură? Nu că să rămân singură, să rămân fără dânșe. Eu n-aș putea să fac nic fără dânșe. Eu nu pot să trec o zi fără să vorbesc ceva cu mama sau cu tata sau să văd cu fratele meu sau cu sora mea. Nu există, nu pot. Mm-mm. Nici nu vreau să mă gândesc la ideea asta, să ne-o pun în cap. Nu vreau, nu există, nu accept, nu. Nu vine la mine, nu este așa idee. Intrasem eu într-o zi pe TikTok și dau eu de un live de-al tău. Erai cel puțin live. Vedeta Republicii Moldova, Igor. Da. Și eu cred că am dat despre, sau pe cea mai importantă frază din live și ăla, gen, Igor, dar tu ți-ai minte cândva noi 3 puncte și am stâns live-ul. Ah, dar pe noi, ascult, pricol. Și aia ai avut. Nu, niciodată m-am văzut fizicul dânsul, stai, de-aia să explic. Dar cine s-a văzut fizicul dânsul? Nimeni nu s-a văzut fizic. Nu, noi am mai făcut odată un live când el debea apărusă. Prin mai iunie, când el de-abia a apărut pe TikTok. Uh-huh. Și noi am făcut live împreună cu dânsul și după asta el a început să zalitească pe TikTok pricoalele astea lui. Uh-huh. Și am zis în live, ții minte că noi am făcut... Iunie anul trecut sau anul ăsta? Acum, anul ăsta. Da, dar el mai are experiență. Da, da. Și zic, ții minte că noi am făcut live-ul și el atunci așa... Mă ții minte de atunci că am făcut live. Că eu n-am făcut live vreo 3-4 luni că lucram și am avut o perioadă în care n-am lucrat 2 săptămâni că m-am mutat în altă companie și am zis că băi, să fac un live TikTok. Și văd că mă cheamă Igor în live. Zic, ăsta mă ține minte de să-mi treabă. Și eu pot să zic ție, clar, și orice om, dacă vede live-urile lui și a mele, pot să zic asta, eu probabil singura fată din Moldova cu care el niciodată nu a îndrăzit să vorbească urât. Eu niciodată nu i-am dat lui motiv să-mi zică nie ceva urât. El cu respect mă tratează. De asta eu nu sunt de acord cu aia este de pe TikTok ale padrujile astea care că am făcut live cu Igor, că el așa e de undista, nu știu, nu, Igor nu e nici rău cu dânsul, asta tu ești nu normală, că el la altfel nu se ia de tine. Vezi, dacă eu sunt fată normală și mă cumpăr cu dânsul normal, el n-are niciun motiv să anine de mine. Dar voi dați povăduri și că așa e pricolă. Și așa e Igor, e tare popular. Îmi place dânsul, el e tare interesant, el e smișno, e tare. Vorbim despre mașini la tractor, despre ghelecuri. Tare smișno e om. Eu mor de râs cu dânsul, nu mai pot. Știi care e faza TikTok-ului? Că tragi odată un video de ăsta și te uiți, știi, 3 minute și să mai apare în dintr-o dată la un moment, băi, pe bani stage-ul ăsta, pe contul ăsta, mi apare
extraordinar. Da. Olga, eu îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația noastră de a face un podcast frumos, de a discuta lucrurile noi care s-au întâmplat în viața ta. Mulțumesc. Bine, de la ultimele interviuri pe care tu le-ai acordat. Mult succes! Noi așteptăm piese noi, albumul la pachet, da, cu numele de scenă nou și cât mai puține știri, de ce nu, cu hate și cumva... Lasă-l să fie, că plăhaia reclamă, tot o reclamă. Foarte frumos, mult succes! Mulțumesc frumos! Dă-ți dau mâna, că unde? Hai! Pace, canți!